Biserică de pravoslavță lui Sir Binzo a de 27 ianuar face zavie cinalul Sfântul Sava la fundătoriu bisericii sârbiașe și școlii. Zoua lui Sava se însemnează în toate școlile din Sârbia că praznicul alor. Sfântul Sava e arhiepiscopul sârbiesc de întâi, sfânt și educator. A fost mai cineri copil al lui Jupanul al Mare, Stefan Nemanja, bocizat Carasco, de când s-a făcut monah, a luat nume Sava. Cu pusul a lui Prescam de să fie arhiepiscop, în anul al 1219, înfundărită ieșe singurătate bisericii lui sârbi pravoslavți. Într-una cu tatusul Stefan, care a făcut mona cu nume Simeon, Sfântul Sava a fundărit Hilandarul și a ridicat încă 14 manastiri și s-a făcut ctitor la împrunarea Sfântă Srbiască a mai dintâi pre Sfântă Pădure. Sfântul Sava a scris tipic pe care monașii se poartă, dar a scris și jitia lui tatusul Simeon Mirotocivi. În studenița, în anul 1209, a fundărit bolnița mai neînce lui toți pe teritoria lui țară srbiască. De Sfântul Sava se zice că e începătorul literaturii srbiască din vacul al de mijloc, păprântoaia și feritoriul al instituției de educație. Sfântul Sava, în anul al 1219, a căpătat autocefalnost pentru biserica srbiască de pravoslavți. Sau a murit în anul 1235 în orașul Bucarii Trnova, că arhiepiscopul al dântânilu Biserică Srbiască de pravoslavți. Se nămpașă în anul 1594 la vrăciar ars oasele lui Sfântul Sava, care până atunci a fost ferice în manastirea Mileșeva. Să gândește că turși ars oasele lui Sfântul Sava pentru încrăgearea smincită, că așa poate să storiască crăgearea și tot autoritetul a lui la lume în Sârbie.